Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu psihologia transpersonală. În întâlnirea de astăzi voi urmări să răspund la câteva întrebări pe care le-am primit din partea dumneavoastră și care se referă la cele prezentate în prelegerile anterioare. O primă întrebare vizează caracterul științific al psihologiei transpersonale, dacă putem considera că psihologia transpersonală este știință sau o formă de pseudoștiință și dacă se bazează și pe ce anume se bazează din punct de vedere epistemologic o astfel de știință. În primul rând, este foarte dificil să definim caracterul științific al unui domeniu de cercetare, mai ales cum este cel al psihologiei transpersonale, câtă vreme domeniul însuși pare să conteste o serie de linii fundamentale ale epistemologiei moderne, și anume obiectivitatea absolută a lumii, materialitatea acesteia. Obiectivitatea înseamnă că lumea în care trăim este compusă din obiecte, fie că vorbim de ființe, de obiecte neanimate sau de ființe, și că aceste obiecte pot fi percepute în afara noastră și studiate ca atare, măsurate, aplicate o serie de instrumente de testare, o anumită formă de a înțelege, de a le măsura, de a le explica, de a construi teorii explicative care să permită ulterior predicții și generalizări. Sigur că din această perspectivă, psihologia transpersonală se încadrează în zona epistemologiilor construcționiste, adică un epistemologic care pun sub semnul întrebării obiectualitatea absolută a lumii, atâta vreme cât vorbim de studii care vizează, în primul rând, conștiința și fenomenele care au loc în relații dintre conștiință și materialitatea lumii și lumea exterioară și între conștiință și stările eului. Ca atare, am mai discutat de faptul că nu putem vorbi, așa cum considera Descartes, de două substanțe, una extinsă, una spațială și una eventual cugetătoare, că fenomenele psihomentale, psihosociale, nu au un caracter substanțial. Ele pot fi obiective, în sensul că sunt repetabile, că sunt măsurabile, dar nu sunt substanțiale. Și toate fenomenele legate de activitatea mentală, de conștiință, sunt astfel de fenomene non-substanțiale. Deși putem avea o înțelegere substanțială asupra funcționării minții și această înțelegere pleacă din domeniul neuroștiințelor și ca atare partea de neuroștiințe reprezintă o parte importantă, o componentă importantă a psihologiei transpersonale și mai ales relația dintre fenomenele, epifenomenele legate de conștiință și funcțiile neurale sau cerebrale. Cu toate acestea, nu putem să spunem că activitatea conștiinței sau conștiinței este una strict legată de proprietățile substanțiale ale creierului și de
Și chiar dacă are la bază, are ca substrat material descărcările electrice care au loc în creier, așa cum în lumea calculatoarelor vorbim de hardware și de software, de faptul că software nu ar putea fi, nu ar putea să se să-și desfășoare activitatea decât în prezența unui hardware, decât în prezența unui procesor, a unei memorii și așa mai departe, dar că software-ul nu este neapărat corelat cu hardware-ul, un software poate să ruleze mai repede sau mai încet pe diverite hardware-uri și hardware-ul influențează puterea de calcul, dar nu și procesele pe care software-ul le desfășoară până la un anumit punct. Sigur că în lipsa unei puteri de calcul care să permită anumite procese să fie desfășurate, ca procesoarele să desfășoare anumite procese, anumite software-uri nu pot efectiv rula. Îmi amintesc când, acum 20 de ani, când studiam ceea ce este astăzi TIC-ul, tehnologia calculatoarelor, ni se spunea că puterea de calcul nu este încă suficientă pentru a putea vedea un film pe calculator. Astăzi, cu toții, vorbim de cinematograful digital și vedem nu doar videoclipuri, ci și filme întregi pe calculator și așa mai departe. Deci dezvoltarea software-ului este comparabilă cu cea a hardware-ului, dar cele două sunt oarecum independente una de alta, cel puțin din punct de vedere constructiv. Apel și în ceea ce privește activitatea mentală și cea neuronală, în timp ce activitatea mentală are până la un punct un suport neuronal, noi putem vorbi și putem considera că discutăm de procese psihice care nu au un suport material. Deci, din punct de vedere epistemologic, o epistemologie strict obiectivistă nu este neapărat recomandată pentru psihologia transpersonală, mai ales că discutăm despre fenomene psihice unice, unicate, deși ele sunt într-o formă sau alta comună mai multor persoane, cu toții trăim starea de vis, de exemplu, fenomenele care au loc în vis și care sunt studiate din punct de vedere al psihologiei, nu doar a celei transpersonale, ci și a celei psihanalitice, de exemplu, sau psihoanalitice freudiene sau junghiene, conținutul visului poate este diferit de la un individ la altul și vorbim de cercetări ale singularului, ale unui cazului. Și atunci, singur că nu putem să aplicăm o epistemologie care să spună pe medie visăm despre cai verzi pe pereți. E adevărat, sunt și persoane care visează pe respectivii cai, dar nu toată lumea. Unii visează mașini Lamborghini. Caii sunt depășiți de cai putere. Într-o astfel de epistemologie care studiază fenomenele subiective, sau fenomenele pur subiective, inclusiv teoriile conștiinței, filozofia conștiinței, filozofia minții și psihologia transpersonală, printre altele, nu putem să aplicăm întru totul epistemologia clasică și mai degrabă ar trebui să vorbim de o epistemologie în care vorbim de construcția socială a realității și nu de o realitate obiectivă, obiectuală, care poate fi obiectivată. Atâta vreme cât multe cercetări din psihologia transpersonală vizează subiectivitatea, conștiința ca fenomen subiectiv și modul în care această subiectivitate produce fenomene de natură spirituală și care sunt
puțin obiectivate, pentru că, așa cum am explicat și altă dată, există o relație semiotică între subiect, obiect și procesul de cunoaștere, și atât vreme cât vorbim de realitate obiectivă, vorbim de obiect, pentru că este obiectul cunoașterii. Procesul care are loc, sigur, procesele care au loc între cele două sunt procesele de cunoaștere, ele pot fi domeniul de studiu a unei epistemologii, inclusiv pentru psihologia transpersonală, dar nu putem să aplicăm o metodologie de cercetare a subiectului și a subiectivului, pentru că subiectivul este nu doar personal, pentru că personalul intră în continuare în, din punct de vedere, cel puțin în perspectiva psihologiei transpersonale, în domeniul obiectului cunoașterii. Putem cunoaște personalul, că putem studia psihologia personalității sau putem studia o personalitate din multe puncte de vedere, dar subiectul ca sentiment al eu-ului, ca apariția eu-ului în conștiință, ca mod în care conștiința se percepe ca existând, în care conștiința percepe existența, nu este neapărat un obiect, sau atâta vreme cât poate fi obiectivată sau obiectualizată, nu este o cercetare asupra subiectului, ci asupra percepției despre subiect, ceea ce este diferit de o percepție a subiectului. Dacă, pe de altă parte, prin întrebarea respectivă se vizează gradul de acceptare a psihologiei transpersonale în comunitatea științifică, în comunitatea academică, sigur că aceasta este un domeniu care se bazează pe opera unor oameni de știință, unor cercetători recunoscuți, unor personalități în domeniu, și îl numim aici pe Carl Gustav Jung, de exemplu, cu studiul arhetipurilor și a inconștientului colectiv. Și aici, sigur că Jung n-a scris doar în domeniul ceea ce astăzi se numește psihologie transpersonală, dar psihologia transpersonală se bazează pe opera sa și, ca atare, recunoașterea de care se bucură poate fi considerată, asumată ca fiind o recunoaștere a științificității acestui domeniu. De asemenea, vorbim de Ken Wilber, ca și psiholog care studiază, și nu doar psiholog, și filozof, și cercetător în neuroștiințe, care studiază stările de conștiință și stările de conștiință avansate, și ca atare, iată din nou personalitatea lumii științifice, recunoscută de lumea științifică, care studiază psihologia transpersonală. Stanislav Grof, de asemenea, reprezintă o personalitate științifică. Nu mai continui enumerarea personalităților, pentru că un domeniu este, nu este științific dacă interesează pe cercetătorii recunoscuți, ci el este științific dacă are metode de cercetare, dacă are un obiect propriu de cercetare, deci un obiect, o metodologie proprie, dacă se supune unor reguli. Și sigur, în viziunea tradițională a epistemologiei, dacă rezultatele pot fi puse sub semnul întrebării, și dacă are o putere, dacă teoriile din acel domeniu au o putere explicativă și deci explanatorie, și dacă au puterea de a putea nu doar explica fenomenele care există, ci și de a prevedea noi fenomene. Din această perspectivă, obiectul, le-am spus, sunt stările de conștiință modificate, inclusiv stările de conștiință
superioare care au stat la baza gândirii spirituale, religioase și așa mai departe. Și ca metodologie, sigur, studiul stărilor modificate de conștiință poate împrumuta o metodologie din neuroștiințe și studiază stările de conștiință provocate sub influența unor substanțe psihotrope sau sub influența unor stimuli binaurali, de exemplu, dar sau unor stimuli din meditație, unor stimuli de altă natură, unor stări de acele experiențe de vârf, peak experience, dar ca metodă, sigur, rămâne o analiză a o analiză tip fenomenologic a experiențelor pe care indivizii le trăiesc și modul în care ei își fac propria percepție asupra lumii și asupra stărilor pe care le trăiesc. Tot din punct de vedere al acceptării, să spunem, științifice a acestui domeniu, vorbim despre faptul că există jurnale științifice care studiază în primul rând psihologia și diversele domenii ale psihologiei transpersonale. Ne referim aici, de exemplu, la Journal of Near Death Studies, jurnalul care un jurnal care este dedicat studiilor fenomenelor în preajma morții, care sunt fenomene studiate inclusiv de psihologia transpersonală și de neuroștiințe și de tanatologie, dar și de psihologia transpersonală. De asemenea, Bulletin of Transpersonal Psychology, Journal of Transpersonal Psychology sunt exemple de astfel de jurnale care sunt bine cunoscute în comunitate și apreciate în comunitatea științifică și care justifică pretențiile academice ale acestui domeniu prin modalitatea de publicare de tip peer review journal, prin modul în care se urmărește calitatea conținutului, se urmărește ca materialele publicate să fie credibile, să fie acceptabile de comunitate, chiar dacă nu vorbim de experiențe repetabile și de experiențe care vizează unicitatea persoanei și a personalității, sigur că ele pot constitui obiectul unor comunicări științifice. Există și în țara noastră o asociație de psihologie transpersonală, există congrese de psihologie transpersonală, deci această latură academică, instituțională a psihologiei transpersonale funcționează și există. Ca atare, sigur, nu înseamnă că acest domeniu nu este și contestat. Nu înseamnă că nu există opinii care spun că nu putem ști dacă un anumit fenomen legat de conștiință este unul care poate sta la baza unei explicații a conștiinței, de altfel nu avem încă, cel puțin din perspectiva pe care o împărtășesc, o explicație obiectivă a conștiinței, nu putem avea, câtă vreme conștiința nu poate fi un obiect al cunoașterii. Și de acest punct de vedere, ea este contestată ca făcând parte din filozofie mai degrabă decât din psihologie și că sunt experiențe, sunt experiențe fenomenologice care pot fi redate, transpuse, dar că ele nu întrunesc anumite calități pentru a fi acceptate în mainstream-ul științific. În apărarea psihologiei transpersonale vine faptul că este construită o terapie, o terapeutică transpersonală, o psihoterapie transpersonală,
că există rezultate pe care psihoterapia transpersonală le obține și că aceste rezultate sunt publicate, sunt publice și sunt obiective, măsurabile, sunt transformări în structura personalității care sunt realizate pornind de la metodele psihologiei transpersonale. De exemplu, aplicarea meloterapiei, a muzicoterapiei, deja este evidențiată ca având rezultate pozitive. De asemenea, experiențele în pragul morții sunt evidențiate ca având o valoare transformatoare. Sigur, asta nu înseamnă o valoare terapeutică, pentru că nu o să provoci o experiență în pragul morții ca să tratezi persoana, dar discuțiile, poveștile despre experiențele în pragul morții ale propriei persoane sau celor apropiați pot avea valoare transformatorie, mai ales atunci când indivizii au astfel de trăiri pe care le putem sau pot fi catalogate ca fiind experiențe în pragul morții, dar care nu sunt recunoscute ca atare de persoana respectivă sau experiențe de vârf, mai ales aceste peak experience sunt nu doar utilizate în psihoterapie, ci utilizate în psihologia publicității, în psihologia maselor, în psihologia reclamei și așa mai departe. Și ca atare, aplicația ale psihologiei transpersonale pot fi utilizate în alte sfere ale științelor cunoașterii, ale științelor cogniției, ale psihologiei în general, ale psihoterapiei și să spunem, într-un termen larg, științelor cognitive. Vă mulțumesc pentru atenția și interesul cu care ați urmărit acest prelegere despre psihologia transpersonală venită ca răspuns la întrebarea referitoare la caracterul științific al acestui domeniu.